văzut că este o nouă rețetă vegană trending pe TikTok și normal că am zis că trebuie să o încerc și eu. Este foarte ușor de făcut, hai să vedem ce gustare. La niște castraveți și am tăiat în modul acesta foarte fancy, adică am făcut tăieturi mici pe parte, l-am întors invers, l-am rostogolit și am repetat și pe cealaltă parte la fel. Deja m-a impresionat cu aspectul, mi se pare că arată foarte cool. Am lăsat castraveții deoparte și haide să facem sosul. Am pus niște usturoi, niște sos de soia, oțet, sare și ulei de măsline, pentru că nu aveam ulei de semințe de susan. Am adăugat și semințele de susan și am pus totul peste castraveți. I-am amestecat și wow cât de bine arată. Nu mă așteptam să fie atât de bună și mă bucur că